Un munte de om cu o forță fizică impresionantă, ochi aprici și frunte semeață încadrată de plete de un alb strălucitor. Așa este descris Baba Novac spre amurgul vieții sale, atunci când a îmbrăcat pentru prima oară zaua militară pentru a servi cauza domnitorului Mihai Viteazul. Avea, potrivit cronicilor, numai puțin de 70 de ani când a devenit general în armata Marelui Principe Valah. Vârsta înaintată nu l-a împiedicat totuși să fie unul dintre cei mai abili și mai buni comandanți de oști ai acelor vremi. De altfel, Baba Novac învățase meșteșugul armelor încă din frage de pruncie, petrecut în mare parte în satul Poreci din Serbia, în imediata vecinătate a Dunării. Înrolat în cetele de haiduși din Balcani, pe când împlinise de-abia 18 ani, Baba Novac a ajuns să mânuiască sabia cu o dexteritate uluitoare, fapt ce l-a ajutat mai târziu în cariera de militar. Debutul său în armia lui Mihai Vodă are loc în anul 1595, când seniorul Novac avea să participe la celebra bătălie de la Călugăreni, impresionându-l pe Vodă Pătrașcu prin calitățile sale extraordinare, nu doar de spadastin de săvârșit, ci și de comandant de oști, un acut simț al frontului și o perspectivă halucinantă asupra strategiei militare. Atunci Baba Novac a reușit în fruntea a 700 de haiduci să-i gonească peste Dunăre la Sofia pe Pașa Hasan și numeroasa sa armată, mult mai experimentată din punct de vedere militar. În armata voievodului Mihai, bătrânul și deopotrivă aprigul Baba Novac deținea rangul de general, iar alături stăteau invincibilii frați Preda și Stroie Buzescu, Banul Mihalcea, Banul Manta sau Banul Udrea. Nu este singura victorie de prestigiu care poartă semnătura fostului haiduc Baba Novac, acum militar de rang înalt în armia măriei sale, Vodă Mihai. Victoria de la Schellenberg îi se datorează și ea în întregime. Deși avea aproape 80 de ani scrijeliți pe răbojul vârstei, Novac reușește să-i umilească pe toți capii armatei maghiare conduse de cardinalul Andrei Baturi. Hrisoavele de atunci vorbesc despre faptul că armurile căpeteniilor celor învinși au fost depuse de însuși Baba Novac la picioarele lui Mihai Viteazul ca semn al izbânzii sale uluitoare la acea vreme, când armata otomană era net superioară, numeric și valoric, celei conduse de iaurul Mihai Vodă. În februarie 1601, generalul octogenar este arestat în preajma cetății Clujului, acolo unde îi fusese răpurtați pașii de o solie de pace, al cărei reprezentant era și care urma să încheie un armistițiu între cele două armii încă implicate în război.
Cei care au pus atunci pumnul în piept veteranului de 81 de ani au fost lideri ai reprezentanților aristocrației maghiare. A fost condamnat la moarte prin ardere pe rug pentru înaltă trădare. În ceea ce privește motivele arestării, ele au fost puse pe seama faptului că Baba Novac, prin preotul ortodox Sascu, a trimis o scrisoare pașei din Timișoara în care îi promitea, contra unei sume de bani, că îi va indica un moment prielnic pentru atacarea și ocuparea orașelor transilvanene Caransebeș și Lugoj. Pe 5 februarie 1601, Baba Novac își găsește sfârșitul pe șafot într-un mod cumplit. A fost legat alături de duhovnicul său sârb și el părtaș la soarta bravului haiduc de două grinzi orizontale asemănătoare unor frigări uriașe pe care călăile împărteau deasupra focului. Înainte de a fi ucis de flăcări, Baba Novac a cunoscut calvarul unei schingiuiri greu de imaginat. A fost jupuit de piele și stropit din când în când cu apă, pentru ca supliciul să fie unul cât mai îndelungat. Execuția a durat aproape o oră și jumătate, până în momentul în care Basta, care privea acest spectacol de la una dintre ferestrele reședinței princiare, a cerut ca trupul lui Baba Novac și al confratelui său de tortură să nu mai fie udate cu apă, fapt ce a dus la instalarea aproape imediată a morții. După execuție, leșurile celor doi au fost scoase în afara cetății și înfipte în două țepe ridicate în apropierea turnului croitorilor. Carnea lor a fost devorată de corbi, astfel încât după câteva zile nu mai rămăseseră din ei decât oasele lor. Sunt cuvintele pe care istoricul clujan Tudor Sălăgean le folosește pentru a descrie moartea cumplită de care a avut parte Baba Novac. De tiparul execuțiilor din acele vremuri îndepărtate ale Clujului, dar și de uciderea în chinuri groaznice a lui Baba Novac, este legată și povestea tulburătoare a unui blestem cumplit, rostit într-o sudalmă ce se afla pe buzele mai tuturor clujenilor atunci când considerau că cel pe care l-aveau în față le era dușman. Las că am eu grijă să-ți aprind foc pe malul Nadășului, așa grăiau pe atunci cetățenii din marea urbă transilvană, iar vorbele lor aveau un înțeles adânc și deopotrivă cutremurător. Numele lui Baba Novac este rostit și astăzi cu pioșenie și adâncă smerenie de mulți dintre românii de pretutindeni. Acei români care odată ajunși în marea cetate a Clujului nu ezită să îngenuncheze pentru a se reculege la picioarele fostului mare haiduc de odinioară. Nicăieri altundeva decât în baza turnului croitorilor, considerat și astăzi una dintre cele mai reprezentative construcții din marea urbe transilvană, acolo unde, în semn de adâncă prețuire și omagiu post-mortem, i-a fost ridicată marelui general al armiei conduse de Mihai Pătrașcu Vodă, o statuie impunătoare, in memoriam Baba Novac, haiducul etern.